Bună seara și bine v-am găsit! Sunt Raluca Săcuianu și vă invit să urmăriți știrile din agricultură. Vești bune pentru fermieri. Impozitele pe care le vor plăti pe norma de venit vor fi mai mici decât anul trecut. Detalii aflați imediat în jurnal, dar mai întâi să vedem titlurile ediției. APIA așteaptă cererile pentru măsura 215. Noi piețe de desfacere pentru produsele românești. Producția de lapte scade și cu 90% din cauza caniculei. Normele de venit la care se stabilește impozitul de 16% pe care trebuie să-l plătească agricultorii sunt mai mici în 2015 față de 2013. De exemplu, o persoană care avea peste 2 hectare cultivate cu cereale plătea un impozit la stat de 71,8 lei pentru fiecare hectar peste cele două deținute. Anul acesta, același agricultor plătește doar 52 de lei pentru același hectar. Anul acesta, mai puțini agricultori doljeni care au obligația să plătească impozit pe veniturile din agricultură pe bază de norme de venit, au depus declarația 221 la finanțe până la termenul legal de 25 mai. În 2015 și-au depus declarația respectivă doar aproximativ 7.000 de agricultori doljeni față de 9.500 anul trecut. Șeful fiscului regional a explicat că sunt mai multe motive pentru care numărul fermierilor ce au depus anul acesta declarația de venit din agricultură s-a redus. Fie că nu mai datorează pentru suprafețele deținute impozit pe venitul agricol pentru că intră la scutiri, fie nu au cultivat suprafețe agricole pentru că sunt scutiți acei contribuabili care nu cultivă terenurile agricole. De asemenea, poate sunt mai multe terenuri date în arendă și arendatorul are obligația să plătească impozitul pe venit. Cei care nu au depus declarația vor fi notificați. În 15 zile de la primirea notificării, aceștia au obligația să se prezinte la finanțe. În caz contrar, riscă să fie sancționați. Ce amendă riscă agricultorii care nu își depun declarația? O amendă între 50 și 500 de lei în funcție de perioada de întârziere. La fel ca și anul trecut, agricultorii doljeni își pot depune prima tranșă a impozitului pe venit până pe 25 octombrie, iar pe cea de-a doua până pe 15 decembrie. Cei care nu o vor face vor fi executați silit. Ca o primă măsură de executare, somația, se transmită somația, întrucât titlul de creanță a devenit titlul executoriu, adică termenele fiind expirate, atunci suntem obligați să declanșăm măsuri de executare silită, să calculăm accesorile, adică dobânzi și penalități de întârziere, întrucât până la achitarea efectivă a sumei datorate. Dacă nici după somație nu se achită suma, atunci se va proceda la popriri pe conturile bancare. Față de anul trecut, normele de venit s-au schimbat, astfel că pot exista diferențe între impozitul calculat de la un județ la altul. Un contribuabil care are o suprafață de 100 de hectare de teren cultivat cu cereale. Da. Pentru 98 de hectare se plătește impozit la norma de 98 înmulțit cu 325 de lei pe hectar, înmulțit cu 16%. Un contribuabil care are până la 2 vaci nu plătește niciun impozit și nu are obligația depunerii declarației. Dar dacă are 3 pentru cea de-a treia... Pentru cea de-a treia plătește un impozit de 16% din 300 de lei. Fermierii care nu își depun declarația și nu își plătesc impozitele riscă amenzi foarte mari din partea fiscului. Fermierii care solicită plățile pentru măsura 215 bunăstarea animalelor sunt obligați să respecte normele privind ecocondiționalitatea în exploatațiile agricole pe care le administrează, informează APIA. Pentru verificarea respectării acestor norme, ei trebuie să depună cererea unică de plată, indiferent dacă solicită la plată întreaga suprafață agricolă a exploatației sau doar o parte din aceasta. De asemenea, fermierii care solicită plăți pentru măsura 215 și nu utilizează suprafețe agricole,
au obligația de a depune cererea unică pentru a se verifica dacă aceștia respectă normele privind ecocondiționalitatea. API avertizează că fermierii care nu se supun acestor reguli vor fi sancționați prin reducerea plăților. Săptămâna viitoare vor apărea pe piață pepenii de Dăbuleni. Ce alte produse marca Dăbuleni mai puteți găsi pe tarabe, dar și cu ce probleme se confruntă fermierii din localitate? Aflați chiar acum de la Aurelia Diaconu, directoarea stațiunii de cercetare pentru cultura plantelor Dăbuleni. Urmează interviul zilei. Doamna Diaconu, sunteți directoarea stațiunii de cercetare din Dăbuleni, deci persoana cea mai în măsură să ne vorbească despre agricultura din această localitate. În primul rând aș vrea să ne spuneți cum se prezintă culturile acolo. Știm că suferă de secetă în majoritatea regiunilor Olteniei. În prezent la Dăbuleni se muncește foarte mult. Fermierii sunt toți pe câmp, în localitate sunt destul de puțini, pentru că e perioada în care lucrează din plin la pregătirea pepenilor pentru piață. Cei mai iscusiți fermieri, în jur de 18 iunie, vor ieși cu primii pepeni verzi, iar de pe 25 iunie vor ieși din plin pepenii la Dăbuleni. Au ieșit deja pepenii galbeni de la solar. Cei care au cultivat pepeni galbeni în solarii, deja au ieșit cu ei la piață. De asemenea, tomatele au ieșit și să vând în cantități importante la Dăbuleni, fasolea verde, castraveții, ardeiul gras. Recoltele de legume și de pepen sunt bune pentru că este un an secetos și bolii sunt mai puține. Bineînțeles, au mai fost probleme cu bolile ca în fiecare an, dar în special pepenii, atunci când este secetă, se comportă foarte bine. Este o specie a noastră, a zonei aride, a nisipurilor, care ne reprezintă și ne-a făcut cunoscuți în toată țara. Doamna Diaconu, ne-ați spus că seceta într-un fel a favorizat cultura de pepen, dar ce ne facem cu celelalte culturi? În ce măsură au fost ele afectate de faptul că nu a plouat? Să știți, culturile legumicole la Dăbuleni au fost mai puțin afectate în sensul că fiecare atunci când cultivă o specie și ia măsuri ca să și asigure apa. Acum fermierii irigă din puțuri forate, pentru că sistemul de irigații nu mai funcționează din 2009. Celelalte culturi de câmp, grâu, rapița, floarea soarelui, porumbul, sunt foarte afectate de secetă. A afectat foarte mult seceta, zic, în proporție de 50%. Pentru că am avut câte o ploaie la 30 de zile. Și au fost foarte, foarte neuniform repartizate. Adică a fost zone unde a venit o ploaie, alte zone care n-au primit niciun fel de... Deci n-au primit deloc apă din ploaie, că asta este singura noastră sursă. Și în acest caz ne aflăm într-un impediment foarte mare, pentru că nu putem să intervenim. Și în zona noastră, în zona solului nisipoase, din sistemul Sadova-Corabia, nu putem să vorbim de culturi eficiente fără irigare. În condiții de irigare putem să facem producții foarte mari, să fim competitivi cu producătorii în alte zone. Dar fără irigare putem să pierde în jumătate din producție sau poate chiar toată producția dacă persistă seceta. Au fost anunțate două fronturi de ploi, la noi au venit foarte puțin, câte 10 litri, acum tot așa, ploi care practic sunt foarte puțin valorificate. Ce alte probleme credeți dumneavoastră că ar mai fi și cu ce vă mai confruntați dumneavoastră așa zi de zi în acest domeniu? Oh, ce să vă spun, este foarte greu fără apă, fiecare căutăm surse proprii, nu este o soluție să folosim apa subterană, nu este o soluție de viitor, având în vedere că avem Dunărea foarte aproape. Acum, din informațiile pe care le dețin, sunt bani pe irigații, dar noi trebuie să ne obișnuim să aplicăm prin proiecte și să atragem acești bani de care beneficiem din fonduri de la Uniunea Europeană și, bineînțeles, contribuția de la Guvernul României. Dar trebuie
pentru aceasta ar trebui ca fermierii să fie organizați în federații, în organizații ale utilizatorilor de apă. Ori în zona noastră fermierii sunt foarte reticenți în a face parte, pentru că aceste auaiuri au intrat în faliment, nu mai funcționează și este foarte, foarte greu de aplicat aceste proiecte. Noi chiar ne interesăm în acest sens și analizăm posibilitatea de a aplica astfel de proiecte, noi stațiunea. Și poate că putem fi un exemplu și pentru ceilalți fermieri ca să se asocieze cumva pe ploturi și să mergem pe bucățele mai mici, adică să renunțe la sistemul de 40.000 de hectare în prima treaptă și 80.000 de hectare per total și să se meargă să se refacă pe bucățele. Însă sunt foarte mari problemele pe care le întâmpinăm cu cei care sustrag elemente din sistemul de irigații. Personal, pe rețeaua care ne aparține, avem vreo 4 dosare penale. Am găsit foarte mulți romi din satul Ocolna care ne distrug sistemul de irigații. Noi nu putem face mai mult decât să anunțăm organele de poliție care trebuie să-și facă datoria și să ia măsurile cele mai potrivite sau poate că și dânsii ar trebui să fie sprijiniți mai mult în acest sens. Pentru că este un mare flagel care a dus la distrugerea în întregime, trebuie să recunoaștem, a sistemului de irigații prin sustragerea de părți din acest sistem. S-au sustras stații cu totul, s-au sustras antene de alimentare cu apă, lucruri deosebit de valoroase pentru sistemul în ansamblul lui, dar când le analizăm pe hârtie cu organele de poliție, zice, păi sunt, au o valoare mică, pentru că ele, dacă le luăm la valoarea lor, așa, ce s-au amortizat în timp, dar nu se pune problema așa. Ar trebui ca sprijinul legislativ să fie foarte important. Acest lucru se întâmplă și cu perdelele de protecție care sunt distruse tot în zona noastră, cel puțin de romii din satul Ocolna, avem mari probleme și la distrugerea culturilor, lasă animalele și ne distrug peste tot. Este o mare problemă cu aceste sustrageri în toate domeniile. Să sperăm că vocea noastră va fi auzită. Noi, de fapt, asta și încercăm să facem prin aceste interviuri și prin aceste materiale pe care le realizăm. Vă mulțumim foarte mult! Arabii, japonezii și americanii se arată tot mai interesați de produsele românești. Recent, secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, Daniel Botănoiu, a precizat că au fost deschise noi piețe pentru produsele românești în Japonia, Țările Arabe și Statele Unite, potrivit specialiștilor de la Agro România. Arabii sunt foarte interesați de cereale și produsele alimentare, iar americanii și japonezii preferă în special produsele eco. Arabii caută foarte mult brânzeturile, tomatele, rădăcinoasele, caută cerealele pentru că au nevoie. Ei nu pot produce nimic acolo. 90% din ce consumă sunt din import. Ceea ce am stabilit cu ei în acorduri este să creăm un hub la Constanța unde să putem colecta toată oferta și să avem continuitate în exporturile către ei. Cred că din punct de vedere al regiunii și cu logistica pe care o avem în portul Constanța, suntem în stare să facem acest lucru, a declarat Daniel Botănoiu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii. Pe lângă produsele alimentare, arabii sunt interesați și de importarea materiei prime cu care se obțin combustibili bio, respectiv rapița. Alte piețe pentru exportul de produse eco sunt Statele Unite ale Americii și Japonia. Vacile suferă din cauza temperaturilor ridicate, iar producția de lapte poate scădea cu până la 90% din cauza caniculei. Din acest motiv, dar și pentru a proteja sănătatea bovinelor, fermierii trebuie să le asigure tot confortul și să le protejeze de arșița verii, dar și de insectele supărătoare. Vara crește foarte mult consumul de apă, în detrimentul consumului de hrană, aflăm de la specialiștii agrointeligența. Așadar, este foarte important ca pe timpul verii animalele să aibă la discreție apă curată și proaspătă. Apa trebuie să aibă aceeași temperatură atât pe perioada iernii cât și în perioada verii, respectiv 14-15 grade Celsius. Pe lângă o hidratare corespunzătoare, fermierii pot ajuta animalele să facă față căldurii dacă montează în adăposturile acestora ventilatoare. Pe piață există și spray-uri special concepute pentru așa ceva, dar specialiștii nu le recomandă întrucât favorizează umiditatea, un factor nociv pentru sănătatea vacii de lapte.
În ceea ce privește insectele, acestea pot fi combătute prin aplicarea de substanțe pe pereții adăpostului. Acestea au ca efect alungarea insectelor pe o perioadă de 14 zile, chiar dacă plouă în cele 14 zile. Mai mult decât atât, se poate folosi o substanță care se administrează de la ceafă și până la coada animalului. Aceasta este foarte eficientă, dar mai costisitoare, spun specialiștii în domeniu. Rozătoarele, gărgărițele și moliile pot provoca pagube serioase dacă nu sunt combătute. Cerealele păstrate în depozite sunt expuse aproape permanent acestor dăunători, dar trebuie să știți că există soluții. Rozătoarele, gărgărițele și moliile pot provoca pagube serioase dacă nu sunt combătute. Cerealele păstrate în depozite sunt expuse aproape permanent acestor dăunători, dar trebuie să știți că există soluții. Specialiștii de la Agro-România recomandă să dezinfectați spațiile în care sunt depozitate cereale și să aplicați substanțe care să țină la distanță insectele și rozătoarele. Puteți face acest lucru în mai multe etape. În primul rând, trebuie să goliți spațiile și să le văruiți. A doua etapă presupune dezinfectarea depozitelor cu produse chimice pe care le găsiți în magazinele de specialitate. După ce aplicați aceste soluții, spațiile se închid ermetic 3-4 zile, apoi se deschid și se aerisesc. Specialiștii recomandă să nu există porțiuni nedezinfectate în magazii, pentru că atunci toată munca dumneavoastră ar fi în zadar. Trebuie să dezinfectați inclusiv podurile și spațiile de lângă magazii. Cei mai frecvenți dăunători de depozit sunt gărgărița grâului, gărgărița orezului, molia grâului sau molia fructelor uscate. În minutele următoare vă invităm să urmăriți prognoza agrometeorologică. În această perioadă va predomina un regim termic al aerului mai ridicat decât în mod normal în aproape toată țara, chiar deosebit de ridicat în zonele de câmpie. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin ploi sub formă de aversă, însoțită de descărcări electrice, intensificări temporare ale vântului și căderi de grindină în cea mai mare parte a zonelor de cultură. De asemenea, izolat, cantitățile de apă pot fi mai însemnate din punct de vedere agricol. În cultura grâului de toamnă și de porumb, conținutul de umiditate va prezenta valori scăzute și deosebit de scăzute în estul Olteniei. Regimul termic al aerului și solului mai ridicat decât în mod obișnuit vor putea determina o filire parțială a aparatului foliar la culturile prășitoare, îndeoseb pe terenurile agricole unde se va menține fenomenul de secetă pedologică. Se recomandă combaterea buruienilor la culturile de primăvară, precum și aplicarea irigațiilor pe suprafețele agricole cu deficit de apă în sol. Știrile din agricultură se încheie aici. Vă invităm să urmăriți știrile regionale.